Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea. Și în cadrul întâlnirii de astăzi discutăm despre triunghiul dreptunghic, teorema lui Pitagora, matematică clasa a 6. Definiție. Un triunghi care are un unghi drept, adică măsura acestuia este de 90 de grade, se numește triunghi dreptunghic. Teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai importante teoreme din geometria plană. Ea ne spune că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Haideți să vedem cum anume se transformă în relații algebrice teorema lui Pitagora. În imaginea din stânga avem desenat un triunghi dreptunghic notat ABC cu vârful având măsura de 90 de grade în A mare. În acest context, BC este ipotenuza, AB, latura AB, am spus că este ca notație cateta numărul 2, latura AC, tot ca notație cateta numărul 1. Și atunci teorema lui Pitagora, exprimată în relație algebrică, care dau lungimile catetelor și a ipotenuzei, se scrie sub forma BC pătrat egal AC pătrat plus AB pătrat. Deci, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Reciproca teoremei lui Pitagora. Dacă într-un triunghi pătratul lungimii unei laturi este egală cu suma pătratelor lungimilor celorlalte laturi ale triunghiului, atunci triunghiul este dreptunghic. Ca observație, numerele reale A mic, B mic, C mic se numesc numere pitagorice dacă între ele există o relație de tipul următor. A pătrat plus B pătrat egal C pătrat. Să vedem și un exemplu de astfel de numere pitagorice. Numerele 3, 4 și 5 formează un triplet de numere pitagorice pentru că între ele are loc relația. 3 la puterea a doua plus 4 la puterea a doua egal 5 la puterea a doua. Evident, dacă efectuăm calculele, 3 la puterea a doua e 9, 4 la puterea a doua este egal cu 16, 5 la puterea a doua este egal cu 25. Și observăm că 9 plus 16 este egal cu 25. Ca temă de reflexie, am considerat următoarele două probleme. Prima dintre ele se consideră triunghiul A mare, B mare, C mare, dreptunghic în A mare. Dacă AB este egal cu 12 cm și AC egal cu 5 cm, determinați lungimea laturii BC. A doua problemă ne spune că se consideră triunghiul A mare, B mare, C mare cu laturile de lungimi A mare, B mare egal 15 cm, A mare C mare egal 20 de centimetri și B mare C mare egal 25 de centimetri. Demonstrați că triunghiul A mare B mare C mare este dreptunghic. Care este măsura unghiului A mare? Ca indicație pentru aceste probleme, vă trimit la partea inițială, teoretică, a acestei întâlniri.
Sunt convins că o să găsiți problemele interesante și le veți rezolva corect. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire în mediul online. La revedere!